pentru disponibilitatea dumneavoastră de a participa la această întâlnire și pentru efortul pe care l-ați făcut pentru a vă deplasa din localitățile de domiciliu în municipiul Reședință de Județ. În același timp vreau să vă felicit pentru curajul dumneavoastră de a vă asuma responsabilitatea și rolul de militant ai politicii conservatoare în comunitățile în care trăiți, continuând astfel ideile politice ale unor înaintași de vază ai neamului românesc și dacă îmi permiteți, aș vrea să amintesc aici pe Lascăr Catargiu, Petre Cap, Tache Ionescu, Vitu Maiorescu, Nicolae Filipescu și mulți alții. Suntem în perioada în care aniversăm ziua de naștere a poetului național, Mihai Eminescu, care la rândul lui a promovat ideile conservatoare în perioada cât a activat ca ziarist la Timpul, între 1876 și 1883. Pentru cine are curiozitatea să studieze publicistica lui Eminescu, veți găsi acolo articole care își au valabilitatea și în ziua de astăzi. Întrebarea este, a fost Eminescu un vizionar? Sau cei care ne conduc astăzi ne-au dus cu 140 de ani înapoi? Așa cum arăta și domnul președinte, poate conștient sau nu, asistăm astăzi la un moment care va rămâne în istoria vieții politice al județului Botoșani. Și anume acela de constituire a organizației de tineret a partidului, a filialei județene a partidului conservator. Acest eveniment este consecința firească a politicii conservatoare de a antrena în lupta politică toate forțele democratice, toate categoriile sociale și în special tinerii care vor continua afirmarea și impunerea în societatea românească a principiilor și valorilor promovate de partid. La peste două decenii de la evenimente din decembrie 89, constatăm că românii nu numai că trăiesc mai greu decât atunci, dar și că li s-au spulberat iluziile într-o viață mai bună. De peste 20 de ani se schimbă o nomenclatură cu alta și se perpetuează nociv aceeași mentalitate. Aceeași superioritate agresivă a guvernanților față de omul de rând, care nu au adus decât sărăcie și corupție. Acest sistem obtus, malefic, care refuză dreptul natural la evoluție, trebuie schimbat. Schimbare care trebuie să înceapă acum. Ați avut dorința să vedeți cum se manifestă Partidul Conservator într-o astfel de împrejurare? Ați fost curioși să vedeți cum ia ființă organizația Tineretului Conservator? Ați fost curioși să vedeți cine face parte în această organizație? Sunt convins că acum aveți satisfacția votului dat. Sunt convins că de aici înainte avem un aliat pe măsura doctrinei Partidului Conservator, pe măsura voinței membrilor din Partidul Conservator, avem un aliat în această organizație de tineret. Aveam nevoie de dinamica, vă spuneam mai devreme, de energia tinerilor. Sigur că s-a produs o schimbare, așa cum spune și sloganul partidului, implicându-se acești tineri în politică. Și vedeți că toți cei care aveți acum, mai vedeți în sală, sunt noi înscriși în Partidul Conservator. I-au dat dovadă de implicare și vedeți cât de repede a apărut schimbarea. Schimbarea de care vă spuneam, o așteptam cu atâta ardoare. O schimbare în bine pentru Partidul Conservator și ea nu se oprește aici. Partidul Conservator continuă parcursul competițional pe marea scenă politică, locală și națională. Și vă va oferi în luna aceasta încă câteva conferințe de alegeri.
și anume alegeri la organizația de femei, alegeri la organizația pensionarilor, tot în această lună. Tot în această lună ne vom întâlni conferința de legi de la municipiu Botoșani și conferința de alegeri de la municipiul Dorohoi. După cum observați, începem să coagulăm, începem, de fapt, continuăm metamorfoza începută în urmă cu 4 luni de zile, unde aș vrea să vă dau așa o, să vă spun așa o mică glumă. Deci, prin septembrie, când s-a validat comitetul de inițiativă, un prieten care era simpatizant al unui alt partid politic din județ, afirma că ce o să faceți voi, conservatori, pentru că sunteți un partid mic. Și am întrebat din ce cauză voi, cei care nu sunteți în partidul conservator și care sunteți de fapt cei mai buni observatori ai partidului conservator, de ce faceți afirmația asta că este un partid mic? Și el, pe bună dreptate, mi-a spus pentru că nu aveți toate structurile viabile. Și cred că avea dreptate. Nu aveam toate structurile viabile. Adică, nu aveam OTC-ul, Organizația Primilor Conservatori. Acum, când vorbim în luna aceasta, deci la 5 luni de zile de la începutului, noi echipe, care n-a făcut decât să metamorfozeze expertiza câtorva membri din vechea echipă, de care amintesc cu plăcere pe domnul Fedor, aici, de față, un militant și la propriu și la figurat, vine chiar din sfera militară, un ofițer de carieră, un om care a reușit să păstreze filonul Partidului Conservator în cadrul filialei Botoșani. Știți ce mult care v-am votat? Alături de noua echipă doresc să consolidez organizația de tineret prin atragerea de noi membri și construirea de organizații în localitățile județului. O colaborare cât mai strânsă alături de organizația de semnări a Partidului Conservator. O deschidere largă față de tinerii neimplicați în activitatea politică, precum și intensificarea dialogului cu societatea civilă și structurile de tineret din țară. Alături de noua echipă, doresc o organizație cât mai puternică, bazată pe bun simț și responsabilitate. Vă mulțumesc!